vă regăsesc, dragi copii, la o nouă ediție a podcastului Povești de Viață, realizat de către Spiritualitate pentru Copii. Ajutarea altora sporește fericirea, așa cum au demonstrat multe studii. Când cercetătorii de la Școala Londoneză de Științe Sociale au examinat relația dintre voluntariat și fericire, la un grup mare de tineri au descoperit că, cu cât tinerii se implicau mai mult în activități de voluntariat, cu atât erau mai fericiți. Prin intermediul voluntariatului poți aduce fericire și o mulțime de alte beneficii, atât ție, cât și cauzei pe care alegi să o ajuți. Chiar și a ajuta cu cele mai mici sarcini poate face o diferență reală în viața oamenilor, animalelor, mediului și a organizațiilor care au nevoie. Dedicarea timpului ca voluntar te ajută în multe privințe. Îți permite să te conectezi la o comunitate și să faci din aceasta un loc mai bun. Îți creează posibilitatea să îți faci noi prieteni, să îți crești încrederea în tine și să îți dezvolți abilități sociale. Despre toate beneficiile voluntariatului și ce înseamnă activitatea de voluntariat, vom vorbi astăzi împreună cu invitata mea, Maria Onaga Eleva. Bine te găsesc, Maria! Bine te găsesc și eu, Alina. Mă bucur foarte tare să fiu aici astăzi. Mulțumesc mult pentru invitație. Și eu mă bucur că ai acceptat invitația și haide să începem. Aș vrea să te întreb, de ce este important voluntariatul? Eu tot timpul mi-am dorit să ajut oamenii din jurul meu, să am oarecare impact. Și atunci când am intrat la liceu, mi s-a oferit ocazia asta și am simțit că, într-un fel, că trebuie să o fac, nu puteam să nu o fac. Și mă ajută pe mine să mă împac cu mine, să fiu fericită că îi pot ajuta pe alții. Tot din perspectiva ta, care sunt cele mai importante beneficii pentru tinerii care aleg să întreprindă asemenea activități? În primul rând, cred că pot să cunoască foarte multe persoane prin acest intermediu și persoane cu care împărtășesc aceleași aspirații, să zic așa, cărora le place să ajute oamenii. Și, sincer, un om care dorește să ajute pe ceilalți nu pot spune despre el decât că este un om foarte bun la suflet. Și cam atât. Pe lângă faptul că pot să cunoască alți oameni, ajută și se simt ei bine ajutându-i pe ceilalți. Mi-a plăcut acum să îmi spui dacă faci parte dintr-o anumită organizație sau ai organizația ta proprie și pentru ce cauze lupți? Eu fac parte din Interact Club București. Interact este o organizație non-guvernamentală sponsorizată de Rotary International. Noi organizăm evenimente caritabile sau sociale și în urma acestor evenimente, de exemplu, putem să facem evenimente care au ca scop amuzamentul sau scop educativ, iar intrarea la acele evenimente este o anumită donație. Iar donațiile pe care le strângem, am avut diferite cauze. În primul an, când mi-am organizat eu evenimentul ca și aspirant, am ajutat asociația Help Autism, care ajută copii cu autism. Anul trecut, ca și cauză, am avut Ana și copii și am avut un eveniment foarte drăguț de Crăciun, în care, în loc să doneze cei care vreau să vină, am strâns niște scrisori pentru Moș Crăciun de la copii. Și în loc să doneze, cei care voiau veneau și mergeam împreună la un mall să le cumpărăm jucările și apoi să le ducem la centru. Și a fost un eveniment foarte, foarte drăguț. Cu ce frecvență au loc evenimentele acestea?
Păi, înainte de pandemie, când facem evenimente fizice, făceam cam unul pe lună sau unul odată la 2 luni. Iar acum ne-am mutat în online și avem cam unul pe lună, reușim să facem, sau chiar și două. Cine creează evenimentele acestea și cum alegeți voi cauzele pe care să le susțineți? Deci, noi suntem mai multe cluburi Interact în București. Și în țară, de fapt, dar cele mai multe, 6 sau 7, cred că sunt în București. Noi căutăm, sincer, din relație, auzim că poate este o persoană care are nevoie de, să zicem, o anumită sumă pentru o operație. Sau auzim de aceste cauze și ne alegem ca în fiecare an să ne alegem o cauză. Iar aceste evenimente noi ne strângem în fiecare săptămână, duminica, și facem niște brainstorming să ne gândim la niște evenimente care i-ar atrage pe liceeni, care să-i facă să doneze, dar să se și distreze, să zicem așa. Pot să-ți dau un exemplu, chiar ieri am avut un eveniment la Grădina Botanică, unde ca eveniment de Paște, Egg Hunt. Și s-au dus membrii noștri, au ascuns niște ouă prin grădina botanică. Am uitat să menționez, noi la evenimente astea vorbim și avem diferiți sponsori. De exemplu, mergem la o ceinărie, la o cofetărie și cerem ori vouchere, ori produse. De exemplu, evenimentul de ieri a fost sponsorizat de o firmă care face smoothie-uri și ne-a adus smoothie-uri acolo pentru participanți și niște vouchere, ca să-i mai stimulăm puțin pe oameni să, pe lângă faptul că ajută ceva pe cineva și că se distrează, să le dăm și un fel de premiu. Și a fost foarte drăguț. Donația minimă a fost de 20 de lei, alții au donat 50, alții 100, fiecare cât a simțit. Mi-ai spus de duminică că te implici în activitățile acestea de brainstorming. În timpul săptămânii, cam câte ore aloci voluntariatului? Eu la Interact anul acesta am fost și în board. Suntem 7 oameni care coordonăm puțin ce se întâmplă. Eu fiind trezorier și mă ocup de tot ceea ce înseamnă bani, cutiuța cu donații, tot ce trebuie strângem. Noi avem și o cotizație lunară pe care o dăm și noi membrii pentru bunăstarea clubului, în caz că nu reușim să facem rost de sponsori. Atunci dăm de la noi ca să reușim să facem un eveniment și pot să spun că aloc, în afară de acele două ore duminica când vorbim cu toți și punem în practică ce avem de făcut, cred că aloc vreo 5 ore pe săptămână, pentru că vorbesc foarte mult, îmi dau diferiți membri, mai ales noi avem învățăcei, avem aspiranți, de 2 ori pe an luăm învățăcei și trebuie să-i ajutăm. Ne întreabă tot felul de ei, ca să intre în acest club, trebuie să organizeze un eveniment. Și atunci, evident că există diferite întrebări. Trimite mail-uri, trimite răspunsuri, cum fac un mail, cum cer o sponsorizare și trebuie să-i ajutăm. Deci cam 5 ore pe săptămână, cam așa, afară de alea două. Maria, pare că aloci foarte mult din timpul tău liber activității acesteia și ești foarte pasionată de ceea ce faci. Poți să-mi spui, te rog, ce te-a influențat pe tine să începi activitatea de voluntariat și ce te motivează pe drumul acesta? E bine, eu când am intrat la liceu știam sigur că vreau să fac un voluntariat. Având mai mult timp după admiterea, am zis că vreau neapărat să fac un voluntariat. Și am auzit de aceste cluburi Interact de la colegii din jurul meu. Și atunci am zis, păi, e și un prilej de a cunoaște oameni noi, până la urmă fiind clasa nouă, într-un mediu nou, nu cunoșteam pe nimeni. Și am zis, ok, ajut oameni și cunosc și alți oameni care sunt pasionați de aceleași lucruri ca și mine și așa am ajuns în Interact și un an mai târziu am ajuns și în Word, ceea ce e destul de mare lucru pentru mine. Și ce te inspiră să continui pe drumul acesta?
Îmi place foarte mult ceea ce fac, îmi place foarte mult să organizez tot felul de activități și să văd copiii cu câtă bucurie și părinții lor vin și nu sunt neapărat foarte bucuroși de evenimentul în sine și de ceea ce vin să facă până la urmă, dar cu câtă bucurie dau donațiile și după vin și părinții și donează și ei mai mult, pentru că noi în general avem o donație minimă recomandată, dar cred că foarte rar se întâmplă să primim doar donația aia. Toată lumea ne întreabă mai mult de cauză, donează mai mult și să vezi așa bucuria lor că fac ceva bine, e foarte rewarding, așa. Pentru că ai pomenit din nou de cauză, ai vreo cauză care îți este mai dragă, așa, de care te-ai apropiat mai mult de-a lungul timpului, poate pe care o susții în continuare? În afară de Ana și copii, noi nu prea am avut o interacțiune directă cu cauza pentru care lucram. Doar mi se spunea că lucrăm pentru Help Autism, de exemplu. A venit doamna de la Help Autism, ne-a povestit puțin despre ce e vorba, însă noi ne-am ocupat mai mult de organizarea evenimentului. Însă, cum am spus, evenimentul acela de Crăciun mi-a plăcut foarte mult pentru că am cumpărat, ne-am apropiat puțin de copii. Și câțiva dintre colegii mei, eu n-am putut, însă câțiva dintre colegii mei s-au și dus la copii să le ducă cadourile și ne-au povestit că a fost un sentiment pe care nu l-am mai simțit niciodată. S-a bucurat foarte tare. Da, cred că odată cu dăruirea vine și o bucurie imensă. Sunt sigură că toți acești copii sunt foarte recunoscători și totodată și plini de admirație față de voi pentru toate lucrurile minunate pe care le faceți. Și vorbind despre admirație, mi-ar plăcea să-mi spui, tu admiri pe cineva în mod special? Ai un anumit model de viață pe care îl urmezi? Mai sincer îți spun că n-am viață un anumit om sau o anumită personalitate pe care o admir, însă admir foarte mult oamenii care, chiar dacă au foarte multe, își găsesc din acea bogăție să dea și altora și nu uită de treaba asta. Uneori avem tendința când primim mai mult și avem mai mult să ne gândim doar la noi, să mergem să ne cumpărăm, să facem și asta face toată lumea până la urmă. Dar mi se pare foarte important să nu uităm că sunt atâtea persoane care au nevoie de ajutor și că poate pentru ei, nu știu, pentru noi 10 lei înseamnă foarte puțin, dar pentru ei poate înseamnă o masă, poate o hăinuță, poate o jucărie. Nu trebuie să uităm că sunt foarte multe, foarte multe persoane care au nevoie de ajutor în jurul nostru. Așa este. Sunt sigură că pe drumul acesta ai întâlnit și multe provocări, situații în care lucrurile nu au ieșit așa cum ți-ai fi dorit. Cum ai depășit lucrurile acestea? Cred că cu organizarea acestor evenimente este puțin greu pentru că noi pornim fără niciun fel de suport financiar, adică acel fond de care îți povesteam, la care contribuim noi cu cotizația lunară, apelăm la el doar în cazul în care nu găsim sub nicio formă sponsori. Și aceste evenimente sunt destul de greu de organizat pentru că trebuie să-ți explici cauza și trebuie să scrii foarte multe mail-uri și să fii foarte concis și să explici foarte bine și să convingi persoana să-ți dea o locație, să te sponsorizeze cu anumite lucruri și tu încerci să le explici că este pentru o cauză foarte bună, dar nu toți înțeleg. Și aici este nevoie de foarte multă răbdare și foarte multă perseverență și să nu uiți pentru ce lupți și pentru ce faci până la urmă lucrul ăsta. Maria, mi-a menționat acum două caracteristici importante necesare în activitatea de voluntariat. Poți, te rog, să ne mai spui încă două, trei care sunt la fel de importante? Trebuie să fie dedicație, adică nu poți să faci un voluntariat fără să fii 100% cu gândul acolo, cu capul acolo și să-ți dorești foarte mult să ajuți, pentru că de la cauză pornește totul. Deci, dorință, dăruire și cam atât. Astea mi-au venit acum în cap când m-am gândit așa la noi, la Interact și la cauză. Și
Da, sunt foarte importante toate, într-adevăr. Maria, acum te rog că îmi poți spune despre un aspect al unei experiențe de voluntariat care ți-a plăcut ție foarte tare. Așa, deci, cum cred că am mai menționat, ca să intri în acest club, trebuie să organizezi un eveniment tu împreună cu alți trei copii de la zero. Și asta trebuie să fac și eu în vara lui 2019. Și am organizat un eveniment la o cafenea, unde am chemat trei persoane de succes, să spun așa, un doctor, o persoană din social media și o actriță. Am vorbit puțin despre carierele lor și despre cum s-au hotărât să ajungă acolo. Și făcând asta, aveam puține emoții, că nu știam exact cam câte persoane o să vină, dacă o să aibă succes evenimentul, n-ai niciodată de unde să știi câte persoane vin. Și atunci m-am dus, normal, m-am dus la prietenii mei din clasă, așa, foarte frumos, veniți la evenimentul meu, e pentru o cauză bună, e frumos. Și m-am uitat și eu la video după, că în timpul evenimentului eram foarte, foarte cu capul în toate părțile să mă ocup să meargă totul bine. Și m-am uitat după eveniment pe video și vedeam cât de fericiți, pentru că s-a filmat și partea cu cutiuța de donații, pentru că la noi la intrare este cutiuța de donații. Și îmi vedeam prietenii cât de fericiți veneau și dădeau mai mult decât trebuia să fie donația și după vorbeau cu doamna de la cauză, de la Help Our Teens, care a venit și dânsa să participe la eveniment și după s-au dus și au vorbit cu dânsa și cum mi se luminau așa ochii când ascultau pentru ce donează, nu știu, m-a umplut așa sufletește și mi-a plăcut foarte, foarte tare să mă uit la video și să-i văd pe ei cât de fericiți erau și cum le străluceau așa ochii când o ascultau pe doamna cum le povestea de cauză. Ai pomenit despre trei invitați pe care i-ai avut din trei domenii diferite. Tu te-ai gândit după ce termin facultatea, în ce domeniu vrei să activezi? Mie mi-ar plăcea să lucrez în domeniul hotelier. Îmi place, cum am spus, îmi place foarte mult să lucrez cu oamenii, îmi place foarte mult să organizez evenimente și atunci, prin interact, prin voluntariat, am descoperit că vreau să fac asta și că mi se potrivește și asta mi-ar plăce să fac, da. Mult succes! Sunt convinsă că ai să reușești! Acum, Maria, te-aș ruga să ne povestești despre o activitate când responsabilitățile tale au fost puțin copleșitoare pentru tine sau dacă tu le-ai simțit copleșitoare în anumite momente, cum ai făcut ca să le rezolvi totuși și să-ți îndeplinești sarcinile? Tot despre acele evenimente pe care l-am organizat eu o să vorbesc. Este o foarte mare responsabilitate să organizezi ceva de la zero, practic pe niște promisiuni, pentru că până nu ajunge lumea la eveniment și o vede pe doamna de la Help Autism care vorbește cu ei și le povestește despre cauză, lumea e puțin reticentă și nu prea sunt foarte drăguți să-ți dea anumite lucruri fără să primească ceva înapoi. Și mi-a fost foarte frică că nu aveam să reușesc să organizez acest eveniment și să ofer copiilor acea donație. Și am trecut peste cu ajutorul membrilor din club care m-au încurajat și mi-au spus, uite, noi facem asta de foarte mult timp. Și da, e mai complicat și nu toată lumea este foarte deschisă să-ți ofere lucrurile așa, însă oamenii care îți oferă să știi că sunt oameni foarte buni și dacă cineva te-a refuzat, tu venind cu o cauză foarte bună, înseamnă că nu a fost să fie și că nu acela era locul în care acest eveniment, care până la urmă este despre bunătate, nu era locul în care acesta trebuia să se desfășoare. Tu faci foarte multe lucruri minunate, da, și împarți așa foarte multă bunătate. Dintre toate experiențele pe care le-ai avut, spune-mi despre una sau două de care te simți tu cel mai împlinită. Această experiență asta cu evenimentul meu este una dintre ele.
A avut foarte mare succes și am reușit să strângem și foarte mulți bani pentru copilași. Iar cealaltă este aceea cu cadourile de Crăciun la care am participat și eu. Și pe lângă asta, eu, când, de fapt, acum 2-3 ani, când am început și eu să mai cresc și să încep să-mi cumpăr alte haine, să nu mai îmi trebuiască jucăriile, am trimis foarte mulți saci cu jucării și cu haine la bunica, în diferite sate, la copii care au nevoie. Și chiar și toamna aceasta a fost organizat de Rotary la Hotel Moxa, un eveniment în care tot așa s-a dus lumea să doneze hăinuțe pentru niște copilași care nu aveau hăinuțe de iarnă. Pe lângă lucrurile acestea pe care le-ai dăruit copiilor, aș vrea acum să te rog să mai dăruiești ceva, și anume o înțelepciune de viață, ceva ce crezi tu că din toată experiența ta poți să transmiți copiilor, care le-ar fi de folos pe drumul lor. Un lucru pe care l-am tot auzit în jurul meu, dar nu l-am conștientizat până să fiu puțin mai mare, este că fiecare lucru se întâmplă într-adevăr cu un motiv. Și că fiecare greșeală, și aici mă refer așa la eșecuri în mare parte, sunt o învățătură, chiar dacă pe moment nu pare. Și asta, să aibă încredere că toate lucrurile se rezolvă la un moment dat și că fiecare lucru chiar se întâmplă cu un motiv. Au fost momente în viața ta când poate nu ai înțeles de ce se întâmplă anumite lucruri și apoi peste un timp poate ai realizat? Bineînțeles, da. Și chiar în perioada asta cu pandemia am avut foarte, foarte mult timp să mă gândesc la experiențele mele din trecut și să realizez de acolo am luat o învățătură, de acolo am luat altă învățătură. Perfect. Maria, aș vrea să te provoc acum cu o întrebare. Ce înseamnă pentru tine spiritualitate? Spiritualitate pentru mine înseamnă liniște, nu știu, când mă gândesc la spirit, mă gândesc așa la liniște, în primul rând, iar apoi mă gândesc la felul unui om de a fi, până la urmă. Spiritul unui om. Foarte frumos. Și o întrebare de final. Deși mie personal mi se pare că este foarte vizibil lucrurile acestea, dar totuși te întreb, cum crezi tu că toată activitatea ta de voluntariat poate să facă lumea mai bună? Oh, păi, în primul și în primul rând, prin ceea ce dăruim celorlalți, faptul că îi ajutăm, automat este un lucru mult mai bun, dar ne ajutăm ajutându-i pe alții, te ajuți pe tine. Și atunci, făcând bine, mie mi se pare că e un fel ca un drog. Odată ce începi să faci bine, îți dorești și mai mult și îți simți așa o liniște și o încântare în tine cât îți vine să faci din ce în ce mai multe activități. Adică eu chiar recomand foarte mult voluntariatul pentru că odată ce începi nu prea mai poți să te oprești. Foarte frumos ai spus, Maria. Felicitări pentru toată activitatea ta de voluntariat și pentru tot binele pe care îl oferi. Pentru Mulțumesc! copiii care sunt inspirați și au fost astăzi inspirați de povestea ta, unde te pot găsi? Mă pot găsi pe Instagram, mă pot găsi pe Facebook, Maria Luisa Onaga este numele meu pe toate aceste rețele de socializare și dacă cineva se simte puțin pierdut sau vrea să știe mai multe despre voluntariat sau doar legat de niște mici sfaturi de viață, pot să mă contacteze cu mare drag. Mulțumim, Maria, pentru tot ce ne-ai împărtășit astăzi și felicitări încă o dată pentru activitatea ta de voluntariat. Îți mulțumesc pentru participarea la această discuție Mulțumesc și eu pentru invitație. și la cât mai multă bunătate pe care să o dăruiești celorlalți. Și pentru voi, copii, am tradiționalul mesaj: rămâneți inspirați și faceți din viața voastră cea mai minunată poveste.